Bună dimineața și bine v-am găsit! Nu stau mult pe canal, nici pe Facebook, nici pe YouTube. Știu că mai aveți o grămadă de făcut. Deși vineri, deși paștile să aici abad la ușă, știu că treaba nu se termină niciodată înainte într-o gospodărie de român. Mai e ceva de făcut și în curte și în casă. Mai e ceva de luat, mai e ceva de îmbunătățit. De ce? Că vrem ca sărbătoarea asta chiar să ne iasă așa pe placul nostru. Mă întrebați de mine? Mă întrebați cum e la mine acasă, cum sunt pregătirile. Gândiți-vă că mâine seară joacă CFR Cluj cu Șepșii și CFR Cluj e pe locul 2 în campionat. No gândiți-vă ce mai pot eu să fac acasă, că numai gura socrii s-aude, aratăm clasamentul, pe ce poziție e, la cum e, la ce facem, batem, nu batem. Poate batem covarele mâine, că-i că sâmbătă, astăzi e vineri, ca atare vinerea neagră. Nu se prea lucrează în vinerea asta. În general, în România, nu se prea lucrează în nicio zi de vineri. Așadar, să bem o cafea neagră, primită pe buymeacoffee.com, sl. Nicu Bendea. Mulțumesc frumos de la Marius și de la Samoan, de la cineva. Să-i dea Dumnezeu și lui sănătatea. Vinerea neagră, ca așa au zis și Ioana Niculescu Mizil, că ea ține stătă săptămâna post negru. Bravo, post negru pentru Vanghelie, care era practic un prost negru. Asta e, Andreea Esca a mers să se regăsească, să se reculeagă la 100 de kilometri de Dubai, în deșert. Mă rog, nu era așa deșertul de mare, dar la bani ei au mai comandat niște tone de dinsip ca să fie chiar deșert. Dacă în înregistrarea asta nu o să auziți râsul prietenului Vlad, să știți că și el e în deșert, în Dubai, face pe alții să râdă. Gâdilă cămilele. <laughs> ouăle, cum stați cu ouăle? Întreb și femeile acum, nu mă pe bărbați cu o, 1500 de euro un ou, mă dai de struț și împodobit cu motive pascale cu foiță de aur. 1500 de euro. La cât de stresat suntem, și dacă îl comandăm și îl cumpărăm, până îl ducem acasă, flenduri îl facem. Că e stresul ăsta mare. Mai bine fiecare coole lui în, roșite, în el mielul. Ni s-a spus să nu cumpărăm miel din porbagaj. Dar de ce? Că dacă e crescut în porbagaj, înseamnă că e un miel cu minte. Dacă o sta mielul în porbagaj, o văzut de ale lui. Nu a fost stresat de lup, nu a fost stresat de câini, nu a fost bătut de cioban sau mă rog, au crescut în por bagaj, bio, cu ce mai era pe în por bagaj. Mă rog, dacă îl tai acasă și îl tranșezi și găsești o trusă de scule în el, ăla ai noroc cu tău. Celebrul film Singura casă, nu, uh, Isus din Nazaret de Zefireli făcut în 77, o să fie dat, stați liniștiți, o să fie dat și în seara asta pe Pro TV. Numai de la ora 12 că nu are loc de bobonete e mai lat la România au talent, așa că o să fie și filmul în care o să vă regăsiți sufletește. O vinere frumoasă, o vinere liniștită, o vinere în care să vă regăsiți, vă doresc. Calm, pace sufletească și liniște în așteptarea Marii Sărbători de Duminică. Nicu Bende vă urează de pe acum să aveți de toate liniște, bucurii și familia la masă.